¿Sabes qué gusto? No me hacen gusto. Gusto no es la fel de lo precum. Mi rostro. Asta e unt cu untură, cu grăsime de pește. Pe margarină, pe ulei de motor. Cocos pe ulei de ricin, cu niște jumări deasupra. E o sânza mării. Babă. E, deci este, iute, combinat cu mega dulce, cu gras. Aho, aho, copii și frați, stați puțin și nu mâncați, vorbele îmi ascultați, de la mine dezgustați. Ediție specială dezgustătorii de sărbători, cu șef Dexta. Și pentru că este ediție specială, nu putea să fie decât o băutură specială. Chernobyl? Something? E sigur că nu o să devin fosforescent de la chestia asta? Dar să știi că miroase a uzo sau a apă de gură. E apă de gură cu... Hai gustă. Hai bine. Are mult zahăr și gust de anason sau something, ceva de gen. Este suc de tarhon. Suc de tarhon. Made in... Unde? Made in Russia. Da, vai. Gusterica. Entreu. Chipsuri? But wait! A venit sosul de hrean. Te bagi? Da. Mamă. Mega sărat. Dar tu știi că mie îmi place, nu? Asta e ceva sepie, uscată. Calamar, calamar, nu? Mă spart mega sărat. Trecem acum la felul întâi. Îți fac felul întâi ție. Îți place peștele? Îmi place peștele. La fete nu le place peștele. De ce? Că le bate. Au. Cu care să încep? Cu care vrei tu. Asta e burtă de somon, cu aripioară, cărniță. Au fost generoși la carne. Are și aripioară. Dă să zboare. Zboară, pește, zboară. Omega 3. Uite cum este uleiul din el. E omega 3, maică. Omega 3. Dacă te freci cu el pe față, întinerești cu 10 ani. Ho, ho, ho. Avem pește și ulei. Vino încoace să îl iei. Și tarhonul poți să-l bei. Ăsta e halibut. Am vrut să-l păcălesc. Am crezut că o să spui că este ceva șuncă. Zim ce e. Exact. Spune drept. Afume. Halibiu. Spune drept. Halibiu afume. Ole, halibiu fume. Na, dar asta e gras rău. Și miroase urât. Nu s-o afumat cum trebuie. Gustă. Gustă, gustă. Asta e unt cu untură, cu grăsime de pește. Pe margarină, pe ulei de motor. Cocos pe ulei de ricin, cu niște jumări deasupra. E o sânza mării. Din asta nu mai pun nicio. Mamă. Dar te îngrețușează grav asta, deci este... Da. Exclusivamente para... Să trecem la ceva mai uscat-o. Nu. Până atunci, vreau să trecem la ceva mai Christmassy. Okay. Să știi că n-am venit cu mâna goală, ți-am adus și ție ceva. Nu e ce-ți dorești, ce crezi că e? Trebuie să ghicești. În prima fază miroase a mâncare de câini. Cum să zic, e ca și cum am scăpat niște ciocolată în mâncarea de câini. Miroase a pet shop, cum intri în pet shop-ul ăla miroase fix așa? E o chestie specifică Thailandei. Din Coffee Fee mai exact, a fost foarte greu să o obțin, ar trebui să fie ilegal în România. Sunt niște mini creveți. Deci ăsta este un crevete? Ăsta e un crevete, da. E un fel de krill, mâncare de balene, macerați, învechiți undeva la 2 ani, cu sos de soia și cu foarte, foarte mult chili. Și dacă mănânci 2-3 creveți din ăștia, e ca și cum ai bea o sticlă de Tabasco. Să fie bogăție. Cheers! Dar vezi că gustul... Nu mai simt gust. Gustul nu e la fel de rău precum mirosul. Deci gustul nu e atât de rău în prima fază când bagi în gură, dar după nu mai simți.
De simt cum ard urechile. Mie îmi place. Oarecum. Abia peste câteva ore vei simți efectul total. Adică ăsta e doar începutul, nu? Mamă. Ți-o dă la temelie. Ăsta parcă îmi dă o senzație de rece, jur. Deci am impresia că urechile și pe interior sunt rece, așa, nu știu, parcă mă răcesc în loc să am chestia de fierbințeală. Inițial e foarte peștos și are gustul ăla de soia, de miso, dar aftertaste-ul este de ghețuș. M-am răcit. Cu ce se mănâncă ăsta? Tailandezii mănâncă această chestie cu rondele de castravete, care ar trebui să-ți taie din iuțeală. Ok. Dar, spun eu, am încercat. N-ajută. Nu, la al cincilea castravete m-am oprit. Ți-am pregătit ceva uscato. Ne hidratăm cu tarhon. Și cu ăștia ce ar trebui să facem? Să-i papăm. Se papă ca atare. Ca a tare. Na 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 na. Hai să-i papăm. Ce pește e asta? Roșioară uscată. Curiozitatea mea e cum mâncăm. Eu aș rupe capul. A! Dar e cu ieșit praf din el. E cu tocul solzi. Eu încerc să ajung aici unde trebuie. A, foarte tare. Decorațiune de brad. E făcut aripi. Îți place? Aripi picante. Aripi uscat. This is my angel fish. Na. Ce am reușit să obțin din tot acest pește? Tu ai obținut o decorațiune de Crăciun, eu am reușit doar atât. Da. Eu n-am ce să fac cu asta. Am adus un cuțit. Poate reușim să facem ceva cu el. Ia să te văd. Sper să nu te... Am reușit deja, aseară. A. Tăiam pătrunjel. Sper să nu continui. Și șefii e oameni. Deci pătrunjelul ți-a dat atâtea jelit. Nu poți să-l tai. Nici nu risc. Ok. Văd că mai are un prieten, puțin mai hidratat. Ce pește e ăsta? Este un capelin. Știi caviarul ăla fake, vopsit, da, micuț așa, icre negre, 8 lei, 100 de grame. Peștișorul ăsta e responsabil pentru icrele alea pe care omuleții le vopsesc cu cerneală de sepie, sau așa spun ei. Hai să vedem ce gust are. Ăsta are... Ma, boss! Boss de boss! Aduce niște vopsea, face icre negre pe loc! Tu știi ce ai descoperit aici? Răzvane, stoarce-l bine, stoarce-l. E foarte mișto chestia asta. Icrea fumate. Foarte tare. Și îmi place textura. Știi că nu-s rele? Îmi place cum pocnesc în gură. Carnea, în schimb, e sărată și acrișoară. Pare că are gustul ăsta acru de la niște zile în Galanta. Un desert. Un desert din deșert. Ce sunt? Langoși? Plăcinte rusești. Plăcinte rusești. Miros ca plăcintele alea din Ardeal, tradiționale, prăjite în untură. Hai! Na zdrovie! Eu o să muș de ei să iau direct conținut. Plăcinta asta e varză. Da, la propriu și la figurat. Conținutul este varză. Să fie o varză la Cluj băgată în pâine. Mai bine dau o limbă lui John. Ca de obicei avem o surpriză, evident. Bombonele. Însă... Știam că ai tu ceva pregătit. Ascund un secret. Una din aceste 5 bombonele este mega... iute, mega iute. Și m-am gândit așa. 1, 2, 3. Ah, iarna, de George Racovia. Să-mi spui și cum ți se par. N-am nimerit-o pe aia iute. Dar era mai bine dacă aveau raci. Știi ceva? O vreau pe aia iute ca să-mi treacă gustul ăsta de căcat din... Da! Cum ți-o fi? Hai! Avem
peștele. John e martorul nostru. Așa. Învârtim farfuriuța și dacă se oprește bomboana în dreptul lui, o mănânci. Și asta îmi revine mie, nu? Hai, la 3. Hai, 1, 2, 3. Da, vai. Ah! Nu, n-am nimic. Răzvan. Babă. E, deci este... Iute, combinat cu mega dulce, cu gras. Ești ok? Am venit, am mâncat, luat și pește nou. Am băut zamă de reactor. Și Răzvan s-a curentat. Uite. Uite ce face. Uite, uite cât de roșu e. Mai să-l pui în brad. Babă. Ah, mamă. Un lucru e cert, peste câteva ore ambii vom avea probleme. Deja mi-e rău. Și n-am mâncat nimic toată ziua. Și nici nu sunt mai bun. Și nici eu n-am mâncat, pentru că am zis că vin și fac o treabă aici și... Am făcut o treabă mare. Încă nu. La mulți ani, toate cele dezgustare, bune. Azi e zi de sărbătoare. Toare. Ne vedem data viitoare cu alte dezgustări și alt invitat. Colinde, 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 colinde. La 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 la. Cântă tu că eu mă duc la baie.